Dragii mei, v-am spus că vreau să vorbesc despre familie și dacă vreți, deschideți cu mine Biblia la 1 Corinteni 7. Despre familie se pot vorbi multe, eu mă opresc numai la capitolul ăsta, sunt 40 de versete. În primul rând, ce este căsătoria? Versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar scris asta, apostolul nu era căsătorit. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Adică unii au darul să fie căsătoriți, alții n-au darul acesta. De la Dumnezeu. Deci căsătoria, am putea spune că este un dar de la Dumnezeu. Și în seara asta am fost îndemnat să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Faptul că ai putut în viață să fii bărbat, să fii femeie, că ți s-a dat să te căsătorești, să știi mai întâi de toate, că asta a fost un dar de la Dumnezeu. Și să-i mulțumim pentru asta. În viață Dumnezeu așa a făcut pe lumea asta de 6.000 de ani, de când sunt oameni, să se nască un număr aproximativ de bărbați și respectiv de femei, pentru că 90% dintre oameni au darul acesta să se căsătorească. Puțin sunt cei ce au darul, ești acela un dar să nu se căsătorească. Spunea un frate din Bistrița că au crescut la orfelinat și el a fost mai mare între câțiva frați. După ce a ajutat așa fiecare să se poată întreține, avea deja 30 și un pic de ani, s-a gândit să se însoare și a spus, Doamne, ajută-mă, călăuzește-mă. Și-a luat mai multe zile de post și într-o noapte visează că era undeva cu mai multe fete și zice, păi care vreți să fiți nevasta lui? Păi și eu vreau altă, păi și eu vreau. Și au zis, no, uite, fiecare să scrie numele, scrie un bilet, de băgat toate acolo într-o urnă și au du-te tu, trage un bilet. Și când trage de acolo, pe biletul lui nu scrie numele unei fete, scria închinat Domnului. Și ăsta am înțeles că tu să mă căsătoresc, puțin mai târziu să fiu îmbolnăvit și a rămas de căsătorit. Am darul celălalt, dar puțin sunt din ăștia. Mai departe, ce este căsătoria? Este o nevoie. Spune Scriptura aici, în versetul 9, dacă nu se pot înfrâna, se căsătorească. Și din coace mai clar, versetul 36, dar când cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa. Pentru că darul lui Dumnezeu determină nevoia. Adică fiziologic vorbind, hormonal, cum vreți, ne referim numai la nevoi de ordine economic, nevoi prin înzestrare, prin creație. Cineva are nevoie să se căsătorească. Socotim că într-un anumit procent ieșe și asta o motivație pentru căsătorie. Evident că nu la toți și cum spuneam, în procente diferite. Un al treilea aspect al căsătoriei, spune Scriptura aici, că asta vreau să insist mai mult decât pe nevoie, căsătoria este o alegere. Spune în acest capitol, în 1 Corinteni, la capitolul 7, versetul 28, însă dacă te însori nu păcătuiești, dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești. Deci are drept să aleagă, zice 25, că nu-i poruncă. Te însori sau nu te însori. Sau mai clar, spune în versetul 39, o femeie măritată este legată de lege câte vreme este bărbatul, dacă îi moare bărbatul, este slobă să mărite cu cine vrea. Este o alegere. Și astăzi eram la masă cu două familii tineri și prima zi, și la noi ați predicat, și la noi ați predicat, băi, nu știu dacă ea și culunat, dar cine o fi culunat, sigur i-o întrebat, măi, vreți? Alegi? Nu? Fiecare alege. Dumnezeu dă această libertate. Nu vorbesc acum despre călăuzire, pe ce bază alege. Nu ne putem extinde cu subiectul în toate părțile, nu? Mă refer doar strict la aspectul acesta, că ai ales. Ai semnat. Eu întreb pe Mir ceva de genul. În deplină conștiință și libertate, cu sinceritate, alegi să te căsătorești cu X sau cu Y. Și este cel mai lung da, când spune un proverb englezesc, căsătoria se înnoadă cu limba
și nu mai deznod nici cu dinții. Dar limba a înnodat. Ai spus? Da. Atunci vorba Domnului, da, al vostru? Da, să fie. Și în al patrulea rând, și încheie ideea asta, căsătoria este o posibilitate. E un dar de la Dumnezeu, e o nevoie, e o alegere, dar e și o posibilitate că dacă nu poți, dacă, de exemplu, pe o fată nu vine să o ceară nimeni, sau pe un băiat îl refuză și una și alta, că nu are posibilitate să se căsătorească. Sau o văd, atât mai mult. A te căsători ține de împrejurări, de situații. Cineva este în întisoară. Poate să aibă dar, poate să aibă nevoie, poate să-și și făcut planul cu cine, dar posibilitatea îi permite să o facă. Să mulțumim Domnului pentru cei care au putut să se căsătorească. Când a fost numai cu pandemia, unii nu au prea putut, hai că nu puteau să se căsătorească, dar unii chiar că nu puteau să plece într-o țară, dacă era în Australia, știu caz în Canada, încă n-a putut să se căsătorească. Numai că unii amână, că nu se pot căsători până anul, că n-au restaurant, asta e o poveste fără mofă. Stă numai în două picioare și pică. Dar luăm în calcul toate aceste împrejurări și bunul Dumnezeu să dea o îndurare de plin tuturor celor ce sunt în asemenea situații. De exemplu, să vă spun eu o posibilitate critică, pare cea mai critică. Dacă este despărțită, să rămână nemăritat sau să se împace cu bărbatul. Poate vine bărbatul înapoi, poate nu vine. Situații dificile. De aceea este important să ne rugăm pentru familie și bunul Dumnezeu să vină ajutor celor căsătoriți. Amin. Și celor ce sunt în plan Dumnezeu să se căsătorească. Trec la un al doilea punct. Avantaje și dezavantaje ale vieții de familie. Acum vorbim liniștiți, nu avem mai aici mir și mirese să ne încurce. Liber, așa. Vorbim despre viața de familie, cum e scris. Și am trecut. Am fost căsătorit, am rămas văd. Căsătorit, copii de prea căsătorie, copii soție de acum. Știu niște culori la căsătorie, niște gusturi cum sunt. Să vă spun întâi trei avantaje. Un prim avantaj al căsătoriei. Vorbim în condiția de credincioși. Ai un ajutor spiritual. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți veniți din lume. Avem de face în general cu credincioși care s-au născut în familie credincioși. Dar adesea s-a copit întâi unul. Și-a avut ajutor prin celălalt și s-a întors și al doilea. Fie soț, fie soție. Se poate întâmpla familie credincioși în ce ne găsească 4, unul cade și celălalt se ridice. Scrie aici 1 Corinteni 7 cu 14, bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Uite ce ajutor a avut prin nevasta. L-a ridicat, s-a pocăit și el. Fratele credincios poate să sfințească pe soția necredincioasă. Copiii au și avantaj. Eu mulțumesc Domnului, am avut mare ajutor prin prima soție și din nou am un ajutor potrivit pentru mijlocire și pentru slujire. Să mulțumiți Domnului pentru rugăciunile înălțate înaintea Lui de celălalt. Soția, când se roagă pentru soț. La mine la consiliere apar mulți. Are unii slab spiritual. Și mare fericire când unul care este în picioare să-l poată ajuta pe celălalt. Îmi spunea o soră cărui soț, cum e acum, nebunia vremii. De la vizualizări, la relații online, dacă Domnul intervine și mai departe înspre rău. Și a zis, nu l-am certat pe soț. Am încercat să-l ajut, puteam să fiu eu căzută și tare m-aș fi bucurat să mă ajute, să mă ridice. Dumnezeu să vă sfințească unul prin altul. Să spune Pavel, să vă sfințească pe deplin și Duh și Suflet și Trup. Și copiii, măi copiii, avantajul ați avut voi că v-ați născut în familie pocăiți. Nu cum spunea unul, zice, eu am auzit de Dumnezeu numai când înjura tata. Păi nu-i tot una. În familie este un ajutor spiritual și ăsta e
de mare importanță. Te poți sprijini unul pe celălalt și asta este o binecuvântare. În al doilea rând, tot un avantaj al vieții de familie. O împlinire reciprocă, nu doar în plan spiritual, în plan fizic. Spune în versetul 2 de aici, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui. Și fiecare femeie să-și aibă bărbatul lui. Pentru că 1000 de bărbați nu au ce are cea mai slăbuță femeie. Și nici 10.000 de femei nu au ce are cel mai slăbuț bărbat. Ai o împlinire prin celălalt. Și știți la ce se referă apostolul aici? Și nu numai. De la o vorbă bună, până la o relație intimă, la tot ceea ce poate să ofere celălalt. În plan sentimental, în plan fizic, într-o prietenie, într-o relație sufletească. Nu suntem numai oameni spirituali, avem nevoie și de o relație sufletească. De o bună relație între cei doi. Apreciați asta? Vă oferiți unul celălalt? Sau este câte o soție care nu beneficiază de aportul acesta din partea soțului? Recent îmi spunea cineva un caz și parcă se tot înmulțesc, când soția a apucat cu altcineva și întreba-te de ce ai făcut-o? Niciodată n-a fost atent cu mine. S-a împlinit doar pe el, n-a știut să vorbească frumos și alții știu să facă și curte la femeie măritată. Sau cum spune în Proverbe 7, întind o cursă unui alt suflet. Bucurați-vă că primiți această împlinire și oferiți-o. Scriptura aici vorbește și de a da și de a primi. De o datorie reciprocă. Altfel, Scriptura este foarte categorică în privința aceasta, zice de la versetul 3, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa se facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, și nevasta. Să nu vă lipsiți unul ca altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Altfel este sălnicie. Și unele aceste lucruri rămân acolo ascunse, mocnesc, creează dureri, înțepături și așa mai departe. Și un al treilea avantaj, și mă opresc aici. Un ajutor material, fizic. Scrie aici, de la versetul 32, cine nu este însurat, să vezi lucrurile Domnului. 33, dar cine este însurat, ce în cauză, se știu care, nu? Se îngrijește lucrurile lumii, și asta înseamnă lucrurile gospodărești, cum să placă nevestii. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire, cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului, cum să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Odată ce e căsătorit, vorba lui Iacov, când am să muncesc și pentru casa mea, eu spun celor ce nu sunt harnici, mă zic, locul vostru era la mănăstire, apoi vă înțelegeați voi cu starețul. Dar dacă te-ai căsătorit, de acum să fii harnic. Spune atât de clar același Pavel, învățătura este viața de familie, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, că unele femei se deprind umble fără nicio treabă, din casă în casă. Pe când ele spune Scriptura aici, ce ar trebui ele să facă, versetul 4, să fie gospodine la casa lor. Și acum mai tare ușor să umbli din casă în casă când mergi online, nu? Mai tulbur pe una, mai faci un grup pe WhatsApp, mai deranjezi. Când de fapt tu ai treabă în casa ta. Dacă te-ai măritat. Îmi amintesc mai cu ani în urmă, prână cu un alt slujitor, a mers în așa s-a nimerit în două familii, fiecare familie avea câte un copil. La prima familie, deși avea o casă mai bună, măi, toate erau întoarse, eu nu suport dezordinea, măi, a trebuit să dăm și noi o mână de ajutor să găsim două scaune libere. Tot haine, vă spun la ce spun,
hainele pe scaune, măi, vor, le puneți în dulap, ori băgați cu scaune cu tot în dulap. Dar dulapurile sunt pentru haine, nu știu, oameni pentru statoane, pe ele. Am mers în a doua familie, măi, ziceai că e farmacie. Păi e diferență, nu? Te-ai măritat? Acum, spune Scriptura aici, nu, Corinteni, 1 Timotei, capitolul 5, să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivă niciun prilej de ocară. Mai cu seamă, nu sunt familii cu copii mai mulți. Bărbații, păi nu se poate. Bărbatul trebuie să aibă forță fizică, 100% față de femeie. Femeia are voie să spună, nu mai pot. Știți ce n-are voie să spună femeia? Nu vreau. În schimb, bărbatul n-are voie să spună, nu pot. Bărbatul, chiar dacă se obosește, nu pățește nimic. Femeia supra-solicitată fizic are probleme psihice. Este recunoscut de medicină, așa suntem creați. De-aia când Dumnezeu, după expulzarea din Eden, nu i-a dat femeii muncă, i-a dat suferință. Muncă i-a dat-o bărbatul, i-a susținut la sudoare și fără pensionare. Îți spune scoboară în țară. Bărbatul este și el dator la rândul lui, când vine că Dumnezeu spune, frate, păi zic, și eu fiu la lucru. Zic, și tu muncești numai schimbul întâi și a trei schimburi. Păi trebuie să muncești și pe ce de acasă. Undeva într-o familie, citeam într-o revistă că vine unul de la serviciu, găsit tot întors, copii, pe afară, apa, curram, baie, bucătărie, nu știu ce s-o servi, și dulceată, și ciorbă, și ce mai fac acolo? Ultimul unde-i mama ta? Și în dormitor. Ia și pătură, citea o carte. Și... Zice, dragă, ce faci? Zice, nu, bine, lectură frumoasă, tu cum te-o poți lăsa? Deodată, păi, zice, am vrut să-ți dau un exemplu, că în fiecare zi zice că nu fac nimic. Azi n-am făcut nimic, ca să vezi cum e că nu fac nimic. Pentru că o femeie face foarte multe. De aceea este dator să ne ajutăm unul pe celălalt. Vezi ce îi place, zice aici. Altfel, dacă faci numai tot ce îți place, puteți să stai primul. Să faci tot meniul tău, poți să-l lași întoarce atunci. Trebuie să cauți ce place celuilalt. Recapitulez avantajele. În familie poți să ai un ajutor spiritual. Da. În al doilea rând, poți să ai un ajutor intim, prietenesc, sufletesc, să fim primiți prin celălalt în toate aspectele comuniunii familiale. Și în al treilea rând, să ai un ajutor fizic și împreună să-și facă treaba și uneori la nivel de familie, nu-i puțină. Vă prezint și trei dezavantaje. Așa amintite mai înțeacă. În 1 Corinteni 7 cu 28 scrie așa. Dacă te însori, nu păcătuiești. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Asta este viața de familie. Cu necazuri pământești. Cum aș fi eu cu soția și alții ca noi, că nu suntem singuri. Știm ce înseamnă să ai soțul, soție bolnavă, să-l pierzi. Care avem copii, știi ce înseamnă asta? Recent îmi spunea cineva, atâta de necăjită o familie când are copii. Și ce vrei să le spui? În primul rând le spun că nu pricep. Că ei nu știe câte necazuri sunt cu copiii, trebuie să te aliniștiți. Da, dar vor să aibă. Bine, dacă Domnul vrea să le dea, dacă nu, să te aliniștiți. Adică, vreau să, e corect să prezint și avantaje și dezavantaje. Și că s-au întâlnit două fete, una surori de corp, una măritată, una nemăritată. Nu știu ce servare au avut, după ce s-au dus la tot la culcare, au rămas să-ți pe elevase, un alt să mai povestească. Și zice, cea nemăritată, cea asta m-am gândit la tine, tu ai soț, ai copii, știu că ești prețuit, pe uite, ai avut o serbare în familie, eu vin la casa rece, dacă îmi fac am, dacă nu, n-am. Și frumos de tine că ești măritată, cealaltă zice, păi eu la tine m-am gândit, păi ții nu te scoală noaptea nici bărbatul, nici copii, n-ai nicio treabă, te duci unde vrei, faci ce vrei. Avantaje și dezavantaje, dar nu uitați ce v-am spus la început. Depinde ce ți-e dat, depinde ce ai ales. Asta este viața. În altă vreme, pentru vremuri grele, nu numai pentru vremuri grele, în familie este mai greu ca
și nu normal, zice aici de la versetul 26. Iată, dar ce cred că este bine, având în vedere strântorarea de acum, adică anumite perioade, este mai bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Legat de nevastă, poți fi altfel. Cu 29, când vremea se scurtea, și amintiți-vă ce a spus Domnul, că în anumite vremuri va de femeile care vor fi însărcinate. Ce ce plâng ca și un alt plânge, asta e pentru vremuri care apară. Nu-i tot una să te duci pe front sau să fii expulzat sau să rați foame numai tu? Sau să-ți vezi copiii răgând foame? De aceea să rugăm pe Domnul că să mai lase vremuri bune. Amin. Și să-i mulțumim că vremuri bune, că acum n-au fost de când din lumea. Amin. Și un al treilea dezavantaj, aș spune, citind din 35, le spune, dacă nu se căsătoresc, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, ca nu ca să vă prind într-un laț, adică să iau jurință, nu-i bine luat jurință. Eu am zis că nu mă recăsătoresc și atât că m-a recăsătorit. Și pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. După ce să ne rugăm, o să vă mai spun ceva. Acum opresc aici. Deci când te-ai căsătorit, nu mai slujești cum vrei. Viața de familie îți impune un anumit orar. E diferită slujirea la un familist față de un nefamilist. Până a fost fată, cântat în cor, nu lipsirea de repetit, cum să facă misiune pe samaritan? Femei, când a fi gravid, trebuie să dea jos de la cor pe când se nască. După aia nu mai poate veni repede la cor, așa-i? Pentru că e un specific avir. Mi-am amintesc până eram necăsătorit, cum citeam Biblia, după aia, după ce au venit copiii, am împărțit Biblia. Parte din pasaje care le puteau și ei pricepe, le citeam cu ei. Apoi în Ezechiel citeam fără ei, că nu înțelegeau, e prea mult de acolo, nici eu nu înțeleg bine. Așa e viața de familie, cu o slujire specifică. Am spune că este un dezavantaj. Se poate sluji, dar în condiții mai aparte. Și acum spun ceva la surori. Să nu mă lecăgiți spunând, cum zicea o soră, ci de-aia nu mai pot să mă duc în slujire, cum am mers până acum. Tu tot slujești, dar e pe specificul tău. Dacă ați auzit de fratele Pavelea de la Cuzusău de Criș din Bihor, și că odată s-a rugat și a zis, Doamne, am slujit, care va fi răsplata mea? Și într-o noapte visează, că vine Domnul, spune, vino aici, în tabel. Am dat acutare, a fost un acutare, ține. Era o ladă mare, așa, cum se ținea mai de mult făina, poate și acum, la unii, și cu așa cu o cupă, și ține sacul. Și dă o măsură. Și apare nevasta mea, hai încoace, ține sub sacul. Și dă două măsuri. Iar din tabel, cu data cutare, a fost nouă cutare, ține sacul, iar îi bagă o măsură. Ține la nevasta, ține sacul. Îi dă și ei două. Noi n-o suporta până numai la trei din listă. Și zice, Doamne, eu te-am întrebat de mine, eu am fost în lucrare, eu am fost acasă. Păi tu tași că eu am fost cu tine și acasă. Că s-a rugat pentru tine și a făcut treaba și acasă. De aia am dat două măsuri. Se poate sluji, dar este un dezavantaj, dar spune că nu mai poți sluji cum vrei și numai cum se poate. Închei. Spunând după ce a zis Domnul Matei 19, că Pavel a predicat exact învățătura Domnului Iisus. Zice aici de la versetul 11, nu uita ce v-a spus de la început, căsătoria este un dar, este o nevoie, este o alegere, este o posibilitate. Sunt avantaje, sunt dezavantaje. Nu toți pot primi cuvântul acesta care se numește soare, nu toți. Ci numai aceia care le este dat. Fiindcă sunt oameni care s-au făcut născut așa din pântricile mamei lor. Sunt oameni care au fost făcuți oameni de oameni. Și sunt oameni care singuri s-au făcut oameni pentru împărăția cerului. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Iată cât de dreaptă este Biblia. Și ce înțelepciune ascunde cartea asta. E bună și pentru familie și pentru noi familii. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Vreau să ne rugăm. Ne rugăm, da? Păi să ne rugăm pentru familie și Dumnezeu să-i ajute. Amin. Să rugăm pentru ei care întâlnesc căsătoriți și vor să-i ajute să mai stea liniștiți. Și să lucreze Domnul pentru ei. Și pentru cei poate puțin și aici că nu le este dat să fie căsătoriți, să-i binecuvânteze Domnul și pe ei așa cum sunt. Ne plecăm la rugăciune.